Examenele de evaluare națională și de bacalaureat se apropie cu pași repezi, iar elevii și părinții lor au o mulțime de întrebări pentru autorități la care nu au găsit încă răspunsuri. Ministrul Educației, Monica Anisie, anunță că se caută soluții pentru ca niciun elev să nu fie discriminat în ziua examenului, inclusiv cei care au temperatură de peste 37,3 grade Celsius sau care se află în carantină sau în izolare. Ministrul Educației a anunțat că sunt prevederi clare în metodologia de organizare a examenelor de bacalaureat și evaluare națională cu privire la elevii care se află în izolare sau cei care sunt confirmați pozitiv cu noul coronavirus, dar și cei care au afecțiuni cronice sau cei care prezintă un anumit risc de infecție sau de a dezvolta complicații. Vor susține probele pentru examenul național de bac sau evaluare conform unei proceduri speciale pe care Ministerul Educației o realizează în această perioadă alături de reprezentanții Ministerului Sănătății. Anisie a vorbit și despre situația în care un elev are în ziua examenului temperatura mai mare de 37,3. Dacă reprezentanții Ministerului Sănătății spun că dacă se depășește 37,3, este bine să nu intre în școală elevul sau un cadru didactic sau un personal nedidactic, cred că trebuie să respectăm aceste reguli. În cazul în care temperatura depășește acest 37,3, se recomandă repetarea măsurării temperaturii după o perioadă de 2-5 minute. Ministrul Educației a vorbit și despre copiii care ar putea fi confirmați cu COVID-19 și care trebuie să-și dea examenele. Ar putea exista posibilitatea să realizăm o sală de clasă pentru acei elevi care doresc totuși să intre și să fie izolați de toți ceilalți, să susțină probele, sau pot da proba mai târziu cu subiectul de rezervă, cum de altfel s-a mai întâmplat și în anii trecuți. De asemenea, Ministrul Educației anunță schimbări majore în școala românească din cauza pandemiei de coronavirus. Monica Anisie a spus că din toamnă nicio clasă nu mai poate avea mai mult de 30 de elevi, cum a fost până acum. Nu ne mai putem întoarce la sălile de clasă pline cu 30 și ceva de elevi la clasă. Deci este clar că trebuie să luăm măsuri de la toamnă în așa fel încât să reducem numărul de copii la clasă. Probele scrise ale examenului de bacalaureat se vor desfășura în acest an în perioada 22-25 iunie, iar rezultatele vor fi afișate pe 30 iunie. Da, și continuăm cu o informație de ultimă oră. Avem cifre noi în privința